gatica. Nu stai că trag în el și vă spune dacă vine. Stați așa. Fiți atenți, că eu vă spun amul. Ai, vine jos, no, haide astăzi. Să nu ne sară kinga în cap. Trageți! Avergem! Bine! 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 Ia, nimă, cum putem! Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș și astăzi suntem la a doua gospodărie achiziționată de noi undeva în munții Maramureșului. Deocamdată nu vă dăm detalii, însă pot să vă spun că stau aici de ceva vreme și admir priveliștea asta. De mi-a și crescut un cireș sălbatic aici dintre picioare cât am stat și m-am uitat. În video de astăzi veți vedea cât de bine ne simțim noi aici pe vârful dealului, veți vedea niște priveliști frumoase, niște cadre panoramice foarte plăcute și undeva în acest video veți vedea și cum răsturnăm noi un măr bătrân, uscat, acolo jos în curte. Pentru că asta e gospodăria pe care noi am cumpărat-o, suntem deasupra ei în momentul ăsta. M-ați întrebat ce suprafață avem. Suprafața acestei gospodării e undeva la 47-48 de ari, 4800 de metri pătrați. O să vă dau detalii despre această gospodărie de-a lungul timpului, pentru că noi suntem youtuberi și cu asta ne ocupăm. Nu, du-te, nu te mai uita înapoi de nu vrei să te filmezi. Eu, dar cum mă duc? Ei, pe drumul la filmare, poate pică pe drumul jos de berbeleacu. Andy! Nu! Tu ești socră, ai meritat să o iei pe drumul scurt. Te pui pe dungă și îți dai drumul. Lasă gardul sârma ghimpată, că nu te încurcă. Vâște-ți-o pe lângă picior. Socra mea e foarte prietenoasă și mai face și ea glume, eu îmi permis să îi fac glume înapoi. Așa, despre gospodăria asta vă putem spune că are undeva, încă nu s-a finalizat toată documentația, dar am cam făcut înțelegerile cu împărțeala. Suntem două părți în această moștenire. E o moștenire despre care veți afla că nu e moștenire, o moștenire pe care noi am cumpărat-o de fapt, de la cineva. Și de la moștenitor. Noi am cumpărat-o, erau doi moștenitori în gospodăria asta și o parte a moștenirii am cumpărat-o noi. Acum, ce ne-a rămas nouă în gospodăria, partea pe care am cumpărat-o, avem șura de aproximativ 110 metri pătrați, anexa aia de acolo de la drum, de lângă mașina albă, și avem aici construcția care se numește horincie. Horincia asta nu se prea vede prea bine, dar ați văzut-o în videoclipul cu gospodărie nouă în Cătunul din Maramureș. În video de astăzi veți vedea cum doborâm noi un măr uscat care se afla undeva în zona aia. Veți vedea cât de tare au crescut burienile, ierburile, urzicile aici, pentru că trebuie să ne apucăm de treabă și în partea asta, trebuie să revenim mai des, mai frecvent. Videoclipul ce l-ați văzut cu o nouă gospodărie în Cătunul din Maramureș a fost filmat acum vreo două luni jumate. De atunci am lucrat și pe aici, am lucrat și pe acasă și avem un timp limitat, dar avem mari speranțe, stând aici pe vârful dealului și privind gospodăria, făcând planuri cu toate posibilitățile pe care acest spațiu nou ni-l oferă. Foarte fain se vede de aici. Bucure. Gigi, l-am aruncat. L-am aruncat că am crezut că poate. Că poate să zboare. Și că l-am aruncat, a picat într-o tufă. Și dintr-o dată, hei! A ieșit o șăpurlă și mi-a luat fluturile și mi l-a mâncat. Ca eu cu
frăguța ta. Am ieșit din peșteră și am venit și am mâncat-o. Cucu! 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 Dani, hai să vezi un păr. Păr de femeie. Angela! Angela! Andreea! 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 Unde păr? Sofia. Vă și cireșele cum stau un copac. Ce? Am ceva? O să fac și eu. Sofie, ia să te văd. Aveți un briciag la voi ceva? N-am numai sabia. Păi să-i plin de spini. Copii, haideți în coche! Fiți atenți care-i planul. Legăm cu King asta copacul. Vine și mamica ta și bunica ta și tot satul. Și trage mărul ăsta uscat să iei dacă putem îmburda jos. Vine și Adi, prietenul nostru. Poate vine, poate vine și Ioana, dacă își face curaj. Știm! No, haide! No! Ne apucăm? No, haide, stăți! Hai, Ioana! Stai scurtă! Du-te, adă și cealaltă King atunci, dacă tot suntem... Aici este un merg. Nu, nu, care e slabă. Matea, adu și cealaltă Kingă. Cine vrea să fie primul aici? Eu. Mateo. Da, să nu mai dai acolo. Ia, Victor. Victor. Cine e de aici? Saur. Dintr-o parte el și dintr-o parte Mateo. Dacă lasă mă, asta să apară în video. Ba, că vine și el. Noi tragem rapid de copac. Ioana, noi ne tragem în spate. Ba, nu cred că ăla vine așa, săgeata. Nu chide. Lasă, chide. Chicată ce fură aici, am rupe. Dar rămân copacul. Dulciuri. Hop! Nu! Eu cu Sofia. Stai că mai avem aici niște boche. Amateu! Trageți băieții, tare! Ioana, da! Stai după pitiță! Eu să dau clipul! Nu e totul! Ca să auzi! Dar ții de aproape, Ioana, lasă că știe băiatul! Nu, lasă! No. Angie, tu unde ții cu Sofia? Sofia, da! Hai să ținem noi doi aici! Da! De la fost! Fiți gata! Ba. Sofia, nu vine și la Sofia. M-a zlăbit copii. A tras pe tare. Da. Nu se poate, ne dăm bătuți. Ba, da, că l-a mișcat! Da! Mișcat. Haide! Mișcat, dar eventual de legăm mai sus?
Și la noastră aici se rupă. Mai jos avem mai multă putere, stai să încercăm. Lăsați un pic, băieții. Dar și la mine era să se rupă bota. Bă, dar să nu rupeți bota. Era să rupe. Dar poți face așa pe tractul ăsta și după aia să-ți facă. Da, să ține. Poți face-o. Să împingeți. Nu să împingeți, lasă să-mi tragă cu jeepul. Nu tragem cu jeepul. Hai să trageți voi încolo și noi încoace. Trageți. Împingem. Bine. Bine, bine. Ii mă, că îmi putem. Daniel, stai, stop, stop, să mă zic. Încolo, așa. Dar opriți, veniți de acolo. Da, Sofia, Victor și Mateo. Nu s-a întâmplat nimic. Mereu, hai. Nu pot, că te ridică, Andy. Mereu, tot acolo! Bravo! Adevărul că fără mine nu sunt. Femeile tot timpul trebuie să la astea și ceva bun. Dacă uita care mai multe înțelesuri. Da, bravo! Hai. Ai văzut, mă, că m-am dus că se poate. Da, am fost, tu! Trei am fost. 3, 3. Da, dar l-am slăbit. Nu, ești da, chiar normal. Este corect. Copii. Da, noi te-am împins. Bravo, Mateo. Cred că fără tine și Victor nu puteam. Mai scoate încă da, nu cu ăla pe care te cați, iar tu îl scoate. Ia uite-te tu ce pământ negru este aici. E bun. O mai drujbăli pe el, dar bine că l-am scos cu rădăcini. Echipa, vezi ce face echipa? Mama, ia mama, mă parchitați de tare! Ce se tine? Uai! Să-și ia viteză și apoi să... Dă-i un pic de șop! Dă-i un internist pe ăsta, dă-i. Și te mai așteaptă aici două grămezi. Da, mergem pe la tăi. Lasă-te să mai potolească, Andy. De boadrele oricum.
să face jarul celălalt gros cu ele și cu gâne strângi. Da, ce scârbă. Așa e? Cum era? Și bună. Deci nu era străcat, nu ce. S-o prăștea pe stăpet. Am bilet cu stăpet. Internit, ambalaje de la medicamente. Tapeturi. Tot felul de sticle și de fiare. Nu, gândești de ce e încă am o lasă cânșură, știi ce? N-o cu iarbă pâine. Acolo le-ai luat, tăti, le-ai băgat și ai gătat. Da. Aici ai cărți cu iarbă, nu le mai vezi. Da, nu vrei niște mânuși. Nu cred că ai mânuși? Azi, nu am, Daniel. Și a ce-o fost acand? Am găsit o Nivea, adică am auzit că sunt scrăpate buzele. Vrei? Nivea, nu Nivea. Nivea, nu Nivea. Oameni buni, ăsta e videoclipul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Spuneți-ne în comentarii ce v-a plăcut din el și ce nu v-a plăcut. Eventual poate ne dați niște idei cu eventuale posibilități sau ce v-ar plăcea vouă să vedeți la noua noastră gospodărie. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă vreți să ne ajutați în ce privește algoritmul YouTube, ar fi de mare folos să ne dați un like, să distribuiți acest video și neapărat să ne lăsați comentarii, fie că scrieți la întâmplare niște litere sau chiar ne dați o idee sau ceva în legătură cu această gospodărie. Nouă ne place tare mult aici, e o zonă mai retrasă, mai liniștită și avem mari speranțe cu locul ăsta, pentru că e un loc larg, e un loc diferit decât locul pe care îl avem noi, unde avem casa permanentă și avem planul de viitor aici. Așa că scrieți comentarii, dați cu like, vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare.